Suntem în continuare alături de colegii noștri angajați la contractorul GSP Offshore. Dorim să rezolvăm problemele pe care aceștia le au în continuare. Sindicatul nostru a întreprins toate măsurile necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a problemelor semnalate. Din păcate, ne vedem nevoiți să ieșim în stradă în continuare și să protestăm. Aceasta este o modalitate permisă de lege pentru a protesta și a rezolva într-un fel problemele pe care colegii noștri de la societatea GSP Offshore le întâmpină. Ne aflăm aici, cu toate că suntem într-o perioadă foarte delicată și asta care ne implică pe toți, aici mă refer la situația COVID-19, ne-am strâns aici pentru pichetare, să fim alături și de colegii noștri care sunt membri de sindicat ai FESLI pentru energie și în același timp angajați la GSP Offshore. Problema majoră este că acești colegi nu au primit drepturi salariale care au prevăzute într-un contract colectiv de muncă și mai mult a fost semnat și în același timp asumat de GSP Offshore în speță de domnul Comănescu. Acesta este un nou pas în lupta noastră pentru a fi respectate drepturile colegilor noștri de la contractorul GSP Offshore. Vom continua până când revendicările pe care noi le-am înaintat conducerii vor fi rezolvate. Și astăzi suntem alături de colegii noștri de la GSP Offshore. Toți sindicaliștii din zona Olteniei vă susțin. Astăzi sunteți voi în situația asta, mâine s-ar putea să fim noi. Vă doresc succes în lupta asta și în lupta noastră, că de fapt e lupta noastră pentru respectarea contractului colectiv de muncă, a drepturilor noastre. Începând cu 1.10.2019, firma GSP Offshore SRL a preluat de la Petrom salariați și acum ne aflăm în fața sediului GSP pentru a picheta sediul, deoarece managementul GSP Offshore nu respectă contractul colectiv de muncă și pe protocolul încheiat cu Federația FSLI Petrom. Dacă managementul GSP nu va înțelege că trebuie să respecte întocmai contractul colectiv de muncă și protocolul încheiat cu Federația, vom continua lupta sindicală până la capăt. Suntem în a treia zi de proteste, solidar cu colegii noștri de la Grup Servicii Petroliere Offshore și suntem foarte hotărâți să nu plecăm de aici și să continuăm cu toate mijloacele legale de luptă sindicală până când colegii noștri vor obține drepturile pe care le merită. Suntem aici în gest de solidaritate cu colegii noștri de la GSP Offshore, deoarece nu li se respectă drepturile din contractul colectiv de către patronat. Vom veni și vom ajuta până se va respecta aceste drepturi. Membrii de sindicat de la Schela Băicoi sunt alături de colegii noștri de la GSP Offshore. Drepturile noastre nu se negociază și rămân așa cum s-a stabilit prin contractele colective de muncă. De 30 de ani, sindicatul nostru a demonstrat că dialogul social este soluția pentru pacea socială, dar dialogul implică cel puțin două părți care să dorească acest lucru. În situația de față, contractorul GSP Offshore nu a arătat această deschidere, deși noi am dat o șansă dialogului social prin acțiunile pe care le-am derulat înainte de a ajunge în acest punct. Din păcate, partenerii noștri se fac că nu ne aud și ne determină să continuăm aceste acțiuni atât timp cât va fi necesar pentru ca ei să înceapă să ne asculte și să intre în dialog pentru rezolvarea situației. Tot ce vrem este să respecte drepturile colegilor noștri, iar oamenii pe care îi reprezentăm să nu fie abandonați după ce sunt externalizați, ci să fie preluați de angajatori serioși care își respectă înțelegerile asumate.